La centrul de plasament Speranța din Suceava se află 23 de fete. Cele mai mici au 10 ani, iar cele mai mari, 12 la număr, au între 16 și 20 de ani. Pentru cele mai multe dintre fetele normale de vârsta lor, o vizită la un centru de înfrumusețare e ceva normal, măcar de câteva ori pe an, când își fac o tunsoare la modă sau un serviciu cosmetic. Așa ceva nu e la îndemâna unor fete ca Ionela sau Elisabeta. Chiar și ele au fost răsfățate pentru că hairstylistele de la salonul Adria Stil au făcut un gest care le-a bucurat foarte mult. Salonul s-a mutat pentru câteva ore la centrul Speranța, acolo unde fiecare fată a fost tunsă după ultimele tendințe. Suntem aici pentru o acțiune de suflet, pentru acești copii minunați. Ne-am dorit astăzi salonul nostru împreună cu fetele mele de la curs să le oferim o clipă de bucurie. Ideea transformării centrului de plasament într-un salon de coafură este inedită chiar și pentru conducerea centrului. Mai mult, aceasta face apel ca pentru fetele orfane sau cele care provin din familii dezorganizate să se organizeze cursuri de profesionalizare în acest domeniu. Este pentru prima dată când avem o astfel de acțiune. A fost ideea doamnei Adriana de la salonul Adria Style, care îi mulțumim, nu știu dacă m-ar fi trecut ideea prin minte, dar chiar m-am bucurat și noi având fetițe mărișoare și destul de multe, scochete și se aranjează una pe alta și chiar au fost entuziasmate. Ca drept dovadă mă uitam adineauri cât sunt de fericite că s-au aranjat, că sunt elegante, cum s-ar spune, la modă. Mă gândeam și chiar îi spusesem doamnei anterior, ideea ar fi, în principiu, dacă ar fi posibil, printr-o acțiune sau un proiect, un program de ăsta european, să fie o formă de școlarizare a fetelor noastre, să fie posibilitatea de a le oferi lor șansa să devină profesioniste, ar fi posibilitatea să-și câștige existența, pentru că, na, ca studii, poate nu toată lumea termină liceele sau are abilitățile intelectuale de a termina cu bine un liceu sau o facultate. Și atunci, dorindu-și, plăcându-le, ele realizează că este și o sursă de existență pentru ele și ar fi un lucru foarte bun. Nevoile tinerilor din centrele de plasament nu se opresc la o schimbare de look, ci sunt mult mai mari. Oricine poate ajuta cu ceva este binevenit. Fac apel la dumneavoastră pe această ocazie să încercați să faceți măcar un pic de bine, cu ce puteți să le ajutați să o faceți, să nu ezitați. Bucuria lor este imensă pentru orice mână de ajutor pe care le-o dăm.